Sunt Nicoleta Nucă și am acceptat să fac parte din proiectul Punct și de la capăt pentru că depresia există și este cât se poate de reală și nu este o rușine să te confrunți cu depresia sau să vorbești despre asta. N-am vorbit foarte mult despre acest subiect pentru că am avut mereu impresia că nu toată lumea mă înțelege sau cel puțin oamenii cu care vorbeam despre depresia mea și despre ceea ce simt și cu ce mă confrunt, pentru că nu treceau prin aceleași lucruri sau nu le-au trăit vreodată, nu înțelegeau, respectiv mă loveam de păreri de genul hai mă glumești, hai mă, păi ce are, schimbă-ți mindset-ul, ce e așa complicat, nu te mai gândi la chestiile astea sau nu e adevărat, depresia este o construcție socială și nu există sau hai mă ce te tot plângi atâta, că uite ce viață ai, adică n-ai niciun motiv să te plângi. Dar uite că depresia nu alege pe cine să lovească în ghilimele. Depresia nu ține cont de statutul social, de cariera pe care o ai, de viața personală pe care o ai, de multele lucruri pe care oamenii le consideră extrem de importante și relevante în a nu avea depresie. Adică ideea generală cumva în societate este că au depresie oamenii care chiar au probleme reale. Nu faptul că nu ești mulțumit de ceva din viața ta sau faptul că poate vii cu un bagaj emoțional din copilărie pe care n-ai știut să-l gestionezi potrivit pentru că nici părinții tăi n-au știut să facă asta. Nu, trebuie să ai probleme reale, trebuie să ai probleme de sănătate, trebuie să fii pe patul de moarte, trebuie să n-ai o mână, un picior sau ceva în genul ăsta, oricum într-o extremă, ca să ai motive să fii în depresie. Nefericirea și nemulțumirea nu sunt suficient de relevante pentru mare parte din oameni. Așa că astăzi și acum voi încerca să povestesc povestea mea despre cum am descoperit că am depresie, despre cum m-am luptat cu aceasta și punctul în care am ajuns în momentul de față. Deși în aparență am de toate. Am o viață îndestulată, am o carieră, am o viață personală frumoasă, am prieteni, sunt sănătoasă, nu-mi lipsește niciun membru, am corpul 100% întreg și așa mai departe. Totuși, uite că depresia nu m-a ocolit. Chiar deloc, aș spune. Din cauza bagajului emoțional pe care mi-l port de 30 de ani în spate, și anume copilăria, familia și așa mai departe, care a fost una abuzivă, din fericire nu atât fizic cât verbal, dar totuși abuzul este abuz, oricum ai da. Respectiv, n-am știut la momentul potrivit să gestionez acest bagaj și asta mă face un om, în esență, pesimist și cumva mereu nemulțumit de ceea ce are, de ceea ce poate, de ceea ce a obținut și de ceea ce face. Povestea începe undeva 6-7 ani în urmă, poate chiar mai mult, când nu mai simțeam bucurie din mai nimic. Nu mi se părea că nimic din ceea ce fac merită entuziasmul meu, merită fericirea mea sau nu simțeam mulțumire, recunoștință față de ceea ce mi se întâmplă. Așa că asta a început să fie un semnal de alarmă pentru mine. Nu mai doream să ies din casă, nu mai doream să socializez absolut deloc, mă istovea și simplul fapt că trebuie să mă trezesc dimineața, că trebuie să fac lucruri elementare, că trebuie să merg la studio, că trebuie să merg la un eveniment, să comunic cu oamenii, că trebuie să merg la concerte. Toate lucrurile astea mă oboseau, doar gândindu-mă la ele, deja mă simțeam obosită. Și, cum am spus, asta a început să fie un semnal real de alarmă pentru mine. Așa că am început să merg la terapie. Bineînțeles, psihologul de la vremea respectivă mi-a spus că este clar vorba de depresie, am încercat să fac terapie până într-un punct în care
am simțit că m-am blocat, că nu avansam în niciun fel mai mult. Mereu, ca paranteză, mereu m-a pasionat foarte mult psihologia respectivă. Am citit de-a lungul anilor foarte multe cărți despre acest subiect. Așa că, în teorie, cunoșteam tot ceea ce urmează să aplice pe mine psihologul la care mergeam. Și cred că asta a fost și și obstacolul prin care n-am reușit să avansez foarte mult. Mă blocasem, așa că am hotărât să schimb un alt terapeut. Am mers la o altă terapeută care, în loc să-mi facă mai bine, mi-a făcut chiar mai rău cumva, pentru că avea o abordare mult prea agresivă și feministă, dar nu într-un sens pozitiv, adică era ceva toxic în abordarea ei și asta nu m-a ajutat. Din contră, ieșeam de la ședințele cu ea montată, să zic, de luptă, dar asta mă făcea să fiu foarte recalcitrantă în general, foarte bătăioasă, mă certam absolut de fiecare dată cu partenerul meu de la vremea respectivă și asta m-a făcut să cred că nu este clar un beneficiu, nu mă ajută în niciun fel să ies de la ședințele de terapie nervoasă și să vreau să mă cert, eu nefiind o fire certăreață. După ce am mai schimbat încă un psiholog cu care, într-adevăr, am continuat terapiile o vreme mai lungă pentru că mi-a plăcut foarte mult de ea, la fel, ajunsesem într-un punct în care mă blocasem. Parcă nu mai progresam în niciun fel, parcă nu m-a mai ajutat nimic, nicio tehnică pe care o aplica pe mine, nu reușeam să mă țin de tema pentru acasă, cu ghilimelele de rigoare, pe care mi-o dădea de făcut, afirmații, poate exerciții cu mine, însă nu reușeam să fac nimic din toate astea. Și asta m-a făcut să cred că poate problema mea de fapt este mult mai mare, că nu este o simplă depresie și că am o problemă psihică, așa că am mers la psihiatru. Psihiatrul în momentul respectiv la fel mi-a pus diagnosticul de tulburare afectivă, adică depresie, cu o ușoară doză de OCD, adică tulburare obsesiv-compulsivă. Și mi-a prescris un tratament medicamentos pe care l-am luat timp de aproape 2 ani. În perioada asta cu tratamentul, într-adevăr, se mai îmbunătățiseră oscilațiile din punct de vedere emoțional. Nu mai aveam acele căderi foarte bruște de stare dintr-o stare normală sau pozitivă. Nu mă mai dărâmam până la pământ și nu mai aveam stările alea în care nu voiam nici măcar să trăiesc, să ies din casă, să respir. Pentru că, da, un lucru foarte important de menționat este că am avut foarte multe gânduri să mă sinucid. Foarte mult. Foarte multă vreme. Nu mai vedeam niciun scop în viața mea, nu mai aveam nici măcar un motiv de bucurie. Nu îmi dădeam seama ce sau ce mă ține pe acest pământ sau cine. Nu, pur și simplu nu vedeam lumina de la capătul tunelului și în momentul, cred că cam atunci a fost momentul în care m-a speriat, să zic așa, starea mea și așa am mers la psihiatru, crezând că problema mea este mai gravă decât o simplă depresie. Ca să revin la poveste, am stat pe tratamentul respectiv timp de aproape 2 ani, timp în care psihiatra mi-a mai modificat dozajul, mi-a mai adăugat anumite medicamente extra, pentru că după ce s-a eliminat, să zic așa, s-a decojit acest prim strat de depresie, începusem să am niște apucături mai agresive, să fiu foarte irascibilă, foarte agresivă și să mă enervez extrem de repede, lucru care, bineînțeles, nu era benefic nici pentru mine, nici pentru relațiile mele interumane cu prietenii sau cu partenerul sau și cele profesionale, pentru că pur și simplu nu reușeam să stau focusată pe ceea ce vorbesc cu oamenii cu mine și nu reușeam să ascult părerile lor până la capăt fără să reacționez din prima în mod cât mai recalcitrant. După aproape 2 ani de tratament medicamentos, cumva din întâmplare îmi ieșise scrollând pe social media un video despre ADHD și atunci am aflat despre ADHD și mi-am dat seama că
corespund 99% din simptome în cazul meu. Respectiv, am început să studiez mai mult direcția asta, să vreau să înțeleg dacă poate este vorba despre asta și, într-adevăr, în urma unui diagnostic de la un medic specialist, am aflat că am ADHD, ceea ce în cazul multor oameni accentuează stările de depresie. Adică dacă ai ADHD, probabilitatea să dezvolți depresia în anii maturității este mult mai mare. Și asta mi s-a întâmplat mie, pentru că, bineînțeles, ADHD-ul este o tulburare de neurodezvoltare, așa că toate lucrurile astea se întâmplă la nivel chimic în creier. Faptul că am aflat că am ADHD cumva a pus lucrurile în ordine, mult mai bine în creierul meu. Asta nu înseamnă că nu am avut depresie. Ba da, în continuare cred că am avut depresie și cred că și în momentul de față mai am momente în care mai cad în acest abis. Dar diferența este că am învățat în acești ani, pentru că mi-am dorit. Am învățat să gestionez aceste stări și părerea mea este că poți lupta cu depresia doar atunci când începi să-ți dorești tu însuți sau tu însăți lucrul ăsta. Nimeni din exterior, nici cel mai bun terapeut, nici tratamentele medicamentoase, nici familia sau prietenii nu vor putea să te scoată din depresie în totalitate decât în momentul în care, sau nu vor putea să te scoată dacă tu nu-ți dorești asta. Așa că dacă simți că ești trist fără vreun motiv anume, dacă simți că nu mai ai niciun scop în viață sau că ai impresia că nu-ți mai dorești să trăiești nici măcar încă o zi pe pământul ăsta, cere ajutorul celor apropiați. Nu, să nu-ți fie rușine. Asta am înțeles, că nu trebuie să ne fie rușine să vorbim despre ceea ce simțim, despre ceea cu ce ne confruntăm. Chiar dacă uneori ne lovim de ziduri, pentru că nu toți oamenii au capacitatea să înțeleagă, în special oamenii care nu s-au confruntat vreodată cu depresia, o să aibă mari dificultăți în a înțelege aceste stări. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm să luptăm pentru o stare mai bună a noastră. Din propria experiență pot spune că am făcut bine că am mers la terapie, că am făcut bine că am mers la psihiatru și că am explorat în general tot ceea ce ține de mintea mea, pentru că altfel nu aș fi găsit răspunsul la întrebările pe care le aveam în mintea mea. Asta cred că trebuie să facă toată lumea, care, cum am spus, simte o tristețe fără motiv, nu mai are chef de absolut nimic, nu mai are chef de viață, pentru că vor găsi răspunsurile potrivite și mai ales metodele potrivite pentru a ieși din depresie, pentru că se poate vindeca depresia. E nevoie doar de puțin curaj, dorință și putere pentru a ieși din acel întuneric. Și în momentul în care tu vei avea aceste trei resurse importante, cei din jur te vor putea ajuta și mai mult. Și așa cum am spus-o și la început, nu este o rușine să ai depresie și nu este o rușine să ceri ajutorul, așa că încurajez pe oricine simte că se regăsește în povestea mea sau în povestea cuiva care este în depresie în momentul de față, să aibă curajul să meargă la un psiholog, să meargă la diagnosticare, să-și cerceteze sănătatea mentală, pentru că cel mai important lucru în viața asta, oricât de clișeic ar fi, este sănătatea noastră, atât fizică, dar mai ales mentală, pentru că atunci când există armonie între aceste două lucruri, viața chiar poate fi foarte frumoasă și trăită în armonie.
inspirăm tinerii din România.